Descoperire macabră în această dimineață lângă Teiului Eminescu din Copou. Un tânăr a fost găsit împușcat în cap, iar lângă el se afla un pistol Beretta. O femeie a alertat autoritățile în jurul orei 6, iar anchetatorii au descoperit că victima este polițist în județul Botoșan și s-ar fi sinucis cu arma șefului său direct. Bărbatul în vârstă de 24 de ani era angajat recent din surse externe la secția rurală de poliție Leorda din județul Botoșan. Arma găsită lângă cadavrul băiatului era a șefului de post. Apelul la 112 a fost făcut de către o persoană care l-a observat pe tânăr decedat în parcul Copou. Ora 6.05, apel în dispecerat prin 112 pentru o persoană găsită inconștientă în parcul Copou, lângă Teiul lui Eminescu. A mers acolo echipajul de terapie intensivă SMURT, a găsit un bărbat de aproximativ 25-30 de ani, cu o plagă împușcată la nivelul extremității cefalice. Alături de el se afla un pistol, iar leziunile erau incompatibile cu supraviețuirea și nu făceau utilă încercarea de resuscitare. Din păcate, s-a declarat decesul, s-a anunțat poliția. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă tribunalul Iași, iar ancheta este abia la început. Arma găsită asupra tânărului aparține șefului său, care ar putea fi cercetat în acest dosar. În data de 14 martie, în jurul orelor 6, o persoană de sex feminin a sesizat prin apel 112 faptul că în parcul Copou din municipiul Iași a descoperit trupul unui tânăr lângă care se afla o armă. În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că persoana decedată, în vârstă de 24 de ani, era agent de poliție din cadrul IPJ Botoșani. Acesta prezenta o urmă de împușcare în zona parietal-occipital dreapta, în apropierea mâinii drepte, identificându-se un pistol tip Beretta. În cauză continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor concrete în care s-a produs decesul victimei. Polițistul era orfan și de 10 ani locuia într-o familie de asistenți maternal din județul Botoșeni. Primarul din Leorda susține că băiatul era liniștit și nu a creat probleme. Foarte liniștit, adică un băiat care nu crezi că ar fi deranjat o muscă. Foarte liniștit. Mai aducea corespondența la primărie, dar n-avea, în afară de bună ziua, nu puteai să discuți cu el altceva, că nu era dispus la discuții. Nu cred că era căsătorit. Locuia în Botoșani, dar ei, cum e acum cu poliția la noi, nu mai stau numai în sat. Avem 8 comuni, o stic, 4 poliții, doar o voi. Și nu... comuni unde fac serviciu în ture, știți? De servesc toate cele 8 comuni, așa. Foarte, foarte puțin ajungea. Adică eu nu știu dacă l-am văzut, să spunem așa, de când e venit, maxim 3 sau 4 ori prin zona primăriei. Anchetatorii încearcă să afle acum de ce a venit tânărul până la Iași să-și pună capăt zilelor.